Porim repede la treabă. Da, de acolo. Miruna, deci clasa tema pentru acasă. Clasa tema. Tema pentru acasă. Clasa a treia. Te rog. Ca să nu știu că... În exercițiu, te-a pus o problemă după care să se rezolve după exercițiul. Da? Doi... Să cum... Deci să se compună. Să se compună. O problemă. Care să se rezolve după exercițiu. Care să se rezolve după exercițiul. Hai să vedem exercițiul. 27. 27. Plus 27 împărțit la 3. 27 împărțit la 3. 27 împărțit la 3 în paranteză. 27 împărțit la 3 în paranteză, da? Da. Oare dacă ne-am pune paranteza asta, ar fi greșit? N-ar fi greșit. Că știm că întâi să-mi fac înmulțiri și împărțiri și până la numele scăderile. Deci dacă mi-am pune în paranteză, n-ar fi deloc greșit. Dar tu ai văzut în cartic, s-a pus în paranteze, nu? Bun. A fost un lucru, este un abuz din partea propunătorului. Fără paranteze, același lucru a face. Dar ca să te ajute, spui mai întâi faci împărțirea. Și până rezultatul adunăm. Cât ar face aici? Egal, atâta este, nu? Asta e operația. Da, asta e. Deci, eu și acum trebuie să compun problema. Eu să vedem cum se compune problema. Se compune o problemă care să fie rezolvată prin exercițiu. Trebuie să gândim o problemă. Păi zici că are 27 în singur raft. Da. Păi, le-au pus pe un singur raft. Da, dar în cap, că m-am gândit că ar putea fi subțirele, cam cât că asta. Și câte, întrebi tu? Câte cărțele din toate. Adică, enciclopedie plus cărțile. Dar să ne spunem azi cumva, cum să se confundă. Da. Romane, poate. Ah, ai zis, stăm. Dar de ce cărțile și enciclopedii te-au... nu-ți dă ție siguranța că poți formula, da? Hai să formulez altfel. Poate dăm cu cărți și nu cu enciclopedie. Altcumva.
Hai să spunem. Mihai, totul Mihai, a cules 27 lădițe cu cireș. Da? Mihai. Nu scriem, formulăm deocamdată, nu știu dacă îi puneți cum o formuleze, dar să vedem. Deci Mihai a cules 27 lădițe cu cireș. După care mai vine și Georgel și Viorel. Ei mai culeg împreună. Da? Continuă să culeagă împreună încă 27. Încă 27 de lădițe. Deci Mihai a cules singur 27 de lădițe. De cireș. După care sosesc doi prieteni de-ai lui. De-ai lui. A zis cine? Viorel și Georgel. Și împreună toți trei, culeg în continuare încă 27 de lădițe. Câte lădițe a cules numai Mihai? Stai, mai este câte lădițe a cules? A cules în total? Păi uite, cum face. El a cules porția asta de 27, singur. După care vin și cei doi prieteni și împreună ei mai culeg încă 27. Da, și câte lădițe a cules împreună? Nu, câte lădițe a cules numai Mihai. Numai Mihai vreau să știu. Deci numai Mihai. Împreună câte au cules împreună cei trei? Împreună au cules 27. Și dacă vrei să afli numai unul din ei, ce faci dacă vrei să afli numai unul? Că dacă ei împreună cules în mod egal, 27. Așa, deci 27 împărțit la 3, cât în 27. Exact, nu e asta socoteala. Da. Păi vezi că am o problemă. Problema este să aflăm câte lădițe a cules Mihai. Hai să zice problema. Ia repet totul, dacă înțeles-o. Mihai a cules 27 lădițe cu cireșe. Bun. Apoi au venit doi prieteni de-ai săi, da, și împreună culeg 27 lădițe. Dar alte 27. Alte 27 de lădițe. Întrebare. Câte lădițe a cules doar Mihai? Perfect. Scriu și eu problema? Da. Deci, Mihai a cules singur 27 lădițe de cireșe. Punct. După aceea, au mai sosit doi prieteni și împreună au mai cules încă 27 lădițe cu cireșe. Întrebarea? Da? După aceea au mai sosit doi prieteni și împreună au mai cules încă 27 lădițe. Câte lădițe de cireșe a cules Mihai? Cât a cules Mihai, nu? Da. Cât a cules Mihai? Și acum, tu încearcă să rezolvi problema în stilul în care faci tu la clasă, cu întrebări. Că eu nu știu prea bine cum gândești tu.
scriem ca un titlu rezolvare. Așa, rezolvare. Și apoi înnotăm întrebarea care scrie. Da, lasă tu scrii, că scrii pe care da? Facem, scrii tu cât apulez Mihai. Imediat acum? Da. Prima întrebare la care trebuie să răspundem. Păi, nu se rezolvă după exercițiu? Da. Dar împărțim problema în două. Eu trebuie să fac într-un singur exercițiu. Vrei să faci într-un singur exercițiu? Dar la judecată, când facem judecata, noi putem împărți în mai multe etape. Știi bine, prima parte, a doua parte. Fiindcă au cules împreună 27, aflăm cât a cules da? Unul singur din ei. Ca să spunem că de ce împărțim la cât împărțim, la? Tu vrei să mergi în mâna ta cât tu nu ești de acord cu ce spun eu și atunci merg așa mă spui tu. Cât a cules din a, da? Asta e la întrebare. 4 plus 27 împărțit la 3. Asta e corect. Vezi că tu... Și apoi 27 împărțit la 3 fac 9. Deci egal cu... Și răspuns, da? 27 plus 27 împărțit la 3 și egal cu 27 plus 9 și este egal cu 30 și... cât? 36 legițe. Bun. Hai să spunem așa. La problema asta mi-am adus eu o contribuție. Vreau să faci tu... De exerciții. Păi face, nu-i problemă. Dar hai să formulezi tu altfel problema încât să meargă așa. Deci... Adică să fie făcută nu cu cireșe și cu lădițe, ci altfel formulată, pentru a rezolva și tot așa, un singur exercițiu. Eu am formulat-o cu lădițe, cu cireșe, că vin trei prieteni, încă doi în part, dar formulează tu o altă problemă, după același model. Ana acule singură 27 flori, după aceea au mai sosit două prietene și împreună au mai cules încă 27 flori. Da. Câte flori a cules? Ana. Perfect. Vezi? După modelul ăsta. Altfel, mai poți să mai formulezi încă una. Cu flori ai gândit-o foarte bine. Dorel a citit singur 27 reviste. Bun. După aceea au mai venit doi prieteni și împreună am mai citit încă 27 reviste. Câte reviste a citit Dorel? Dorel, clar. Așadar, poți să formulezi și alte probleme, nu? Am vrut să te încurajez, să încerci și tu să faci probleme, după modelul acesta că să fie rezolvat pentru un simplu exercițiu, da? Perfect. Am luat mai departe. Ce exercițiu mai cu? 1 de la pagina 70. Cum sună? Calculați și verifică prima coloană prin operație inversă. Deci doar prima coloană. Sau... Deci care este exercițiul? Acesta. Calculează și verifică prima coloană prin operația inversă. Prima coloană doar. Da. Deci numai prima coloană. 32 împărțit la 4 egal cu? 8. Și în paranteză spune operația inversă. 8 ori 4 egal cu 32. Asta înseamnă că am făcut-o, da? Apoi, 24 împărțit la 4, egal cu? 6. Așa, și verificarea o facem. Ori 4 egal cu 94. Apoi, 16 împărțit la 4, egal cu? 4. Pentru că?
4 ori 4 fac 16. Apoi, 12 împărțit la 4 este egal cu 3. 3 pentru că... Care împărțit cu 4 face 12. Nu, scrii împărțesc cum scriu eu. Deci, după ce spui fac 3, acum scrii 3 ori 4 egal cu 12. Nu spui 3 ori 4 aici. Da? Deci, dai răspunsul și motivezi de ce. Tu cum ai făcut chestia? Nu. Uite ce înseamnă. 32 împărțit la 4 egal cu 4 ori 8. Și nu e adevărat. 32 împărțit la 4 fac 8. Și de aceea, trebuie să fie și eu puteam să fac și așa. 32 împărțit la 4 egal cu 8. Și în paranteză spune motivul pentru care. Cu operația mea inversă. Da? Ai înțeles că este o greșeală? Da? Deci, tai acolo și faci exact ca mine. Neapărat este important așa face. Ca altfel și eu făceam așa. Dar egalul ăsta care m-a obligat să fiu încă o dată. Scrie acum, da? Bun. La 4 egal cu 5 egal cu 5 pentru că justificăm acum pentru că 5 ori 4 egal cu 20 adică îți motivezi de ce în operație inversă. Mai departe și acum X2, nu? Sau să calculăm și bine, dacă să împărțim la 4. Acum, a doua acolo, acum nu mai facem bine. Nu mai facem, nici nu se mai poate. Da. Acum, a doua acolo. Să facem calculul. 6 ori 2 împărțit la 4 egal cu? 3. Cum ai făcut? 6 ori 2, 12 împărțit la 4, 3. Așa. Dar, de 6 ori 2, 12 împărțit la 4 egal cu 3. Corect răspunsul. Apoi, 3 ori 6, 3 ori 6, împărțit la 3, este egal cu? 6. Cum ai făcut? Am făcut 3 ori 6, 18, împărțit la 3, 6. Corect. Apoi, 8 ori 3, 8 ori 3, împărțit la 4, este egal cu? 6. 6. 24 împărțit la 4, egal cu 6. 4 ori 3, 4 ori 3 împărțit la 2, este egal cu? 6. Da. Și 8 ori 2, 8 ori 2 împărțit la 4, este egal cu? 8 ori 2 împărțit la 4. 4. Egal cu 4. Apoi, 9 plus 3, să avem la coloana asta, acum următoarea coloană. 9 plus 3, în paranteză, împărțit la 4, este egal cu? 3. Deci 9 plus 3, face cât? 12, împărțit la 4, face 3, corect. 3 plus 15, 3 plus 15, împărțit la 2, este egal cu? Da? 9. Face 9. Corect. Adică 18 împărțit la 2, 9. 18 plus 6. Totul e împărțit la 4. Este egal cu? 6. 6. Corect. 24 împărțit la 4 face 6. 17 plus 4. Totul de împărțit la 3. 7. Da, fii atent, dacă se poate asta. 17 și cu 4. 7.
face cât? 21 împărțit la 37. Corect, corect. 16 plus 16, totul e împărțit la 4, egal cu 8. Ne e plin la 4. Și următoarea coloană. 9 ori 4 plus 2542. Da. Plus 2542 este egal cu. Aici mai bine nu prea pot face nimic, că aici sunt numere mari. Bun. La 9 ori 4 fac 36. Așa. 36 plus ăsta, plus 2542. Și cât face aici? 36 plus 2542. 6 plus 2, 8. Da. 3 plus 4, 7. Da. Și apoi 2500. 2578, da? Alte chestii. Să vedem. 1600. 1600 minus 40 împărțit la 4. Adică minus 10. 1640 minus 40 împărțit la 4. Deci facem împărțirea, da? 40. Adică 1590. 1590. Apoi 36 împărțit la 4. Plus 8914. Plus 8914. Egal cu 36 împărțit la 4 plus 1914 egal cu 36 împărțit la 4. Faci împărțirea în 3, sigur că da. 9 ori 9. Plus 8000. Care face cât în calcul pe care îl facem? 9 plus 4, 13. 8923. 8923. 23. Corect. În sfârșit, 3000 mai este încă. Da? 3000 minus 24 împărțit la 4. Egal cu 3000 minus 24 împărțit la 4. 2994. Face 2994. 2994. Și 9088. Nu, 988. 988. Plus 27 împărțit la 3 este egal cu 995. Adică cât face 27 împărțit la 3? 7. 9. Nu? 9. De 3 ori 9, 27. Bravo. Și acum 8 și 9? 17. Deci vine 997. De acord, da? Apoi exercițiul numărul 2, nu? Ai așa este aici. Da, pentru că pagina asta știu. Așa. Aflați sfertul numerelor. Deci scriem, aflați sfertul numerelor. Aflați sfertul numerelor. Și ne vedem. Sfertul literea. Da, aflați sfertul numerelor. A căror numere? Sfertul numerelor. Spune-mi. 20. Deci, aflați. Să scriem, aflați. Sfertul numerelor. 20. Apoi. 32. Apoi care? 16. 16. 12. 12. 8. 8. Și 40. Și 40. Sfertul lui 20. Am zis că
scuze, m-am terminat exercițiul. Ai terminat? Da? Înseamnă nepărțire, deodată. Da. 20 împărțit la 4 fac 5, 30 de împărțit la 4 fac 5. Așa, deci răspunsul ar fi 5, 8, 4, 3, așa este, da? 2 și 10. 2 și 10, așa. Hai să vedem pe sub. Pentru exercițiu. Da. Care sunt numele cu 4 mai mari decât 6, 8, 9? Deci cu 4 mai mari decât 6. Deci care sunt numele? Care sunt numele cu 4 mai mari? Mari. Decât cine? Decât 6, 8 și 9. 6, 8 și 9. Răspunsul Carmen. Da. Nu mai vreau. 6 plus 4, 10. 8 plus 4, 12. 9 plus 4, 13. Ah, iată răspunsul rapid. Am voie. Punctul B. De 4 ori, de 4 ori mai mari decât 6, 8, 9. Care sunt numele? Nu ca ce întrebare. Care sunt numele de 4 ori mai mari decât cine? Decât 6, 8, 9. 6, 8, 9. Răspunsul? 24, 32. 24, 32. 36. 36. Acum. Cu 4 mai mici decât 9. Cu 4 mai mici. Atenție, asta e important. Decât 9. 8 și 6. 8 și 6. Care sunt acestea? 5, 4, 2. E vorba de 5, 4, 2. Punctul D. Așa. De 4 ori mai mic decât 36. De 4 ori mai mici. Ăsta de 4 ori. De cât cine? Spune de cât 36, 28 și 24. 28 și 24. 28 împărțit la 4, 4. 36 mai întâi. 36 împărțit la 4, 9. 9, da. 28 împărțit la 4, 7. Da. Și 24 împărțit la 4, da. Egal cu 6. 6. Dar tema? Tema e terminată. Ia să vedem, scrisul mai e. Să vedem să ne organizez, ca și o problemă frumoasă, așa că te-am obișnuit la ei. Din păcate, s-a dus timpul. Da? Vine, vine grupa celălaltă și trebuie să aleg undeva să mă întâlnesc cu cineva. Să facem o problemă din altă metodă a falsă ipoteză, dacă se chema. Așa, metoda falsă ipoteză. Eu încerc doar să te gândești la ea, da? Uite, avem așa, 13 zile cu compoziția, da? 13 zile cu compoziția 5, 5 camere și... Nu scriu, Miruna. Nu? Să scrii acolo ca să scriu cu făcerea asta. 5 camere și cu 8 camere. Deci 13 zile cu 5 camere, ca catenă, da? 5 camere și 8 camere. Deci avem aceste zile cu compoziția asta, 5 camere și... o carne. Eu dau șapte. Da? Se știe că avem 71 camere. 71 camere. Asta e cât se vede. Dar avem să recapitulăm. Da. Să avem până la și jumătate, nu? La 3 2 ori și jumătate trebuie să fac cu voi. Așa, așa. Ori și jumătate. Și mai avem 20 de minute, bine că mi-am uitat.
la 4 trebuie să ajungă, la 3 și jumătate trebuie să ajungă la. Așa că face și problema asta. Deci, avem 13 vile cu 5 camere și 8 camere. Se știe că avem în total 71 de camere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 vile. Hai să punem 5-5. Da. Mai 5 camere, ca să mai dăm. 5-13? Așa, 5-5-5-5. 5-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 5
65. Deci 65 de care, deci presupunem, rezolvarea, da? Rezolvarea. Presupunem că toate bilele au 5 camere. Atunci 5, 5, 5, 5 ori 13, ai spus că fac 5 ori 13, egal cu 35. 60. 65, foarte bine, 65. De ce nu lași 5, 5? Ce trebuie să faci? Am vrut să știi ca să facem și cu 7. Așa. Deci numărul maxim de camere, în clipa asta, deci număr minim de camere, numărul minim de camere, egal cu 13 ori 5, egal cu 65 de camere. Și numărul maxim, numărul maxim de camere, egal cu 13 ori 7. 91. 91. Deci eu cât am dat? Câte camere am dat? 71. 71. Asta e. Deci, dacă ar fi toate vilele cu, nu cu 7 camere, cu 8 camere. Ah, 8. Deci, acolo trebuie să mulțim cu 8, da? 13 ori 8. Și-a face. De 5, din păcate, numai 60 de camere ar trebui dată. Dacă ar fi toate de 8, ar trebui să fie 104. Eu am dat 71 de camere. Deci eu am dat. Deci e mult, mă. Sigur că da. Deci nu pot să fie toate de 8, nici toate de 5. Înseamnă că sunt și de 5 și de 8. Cum să facem? Cum să facem? Să și de 3, să de 5 și de 8. Las cu 5 la început. Nu? De 5, 71 e mai aproape de 65. Așa este? Deci, lăsăm de parte de 5. Punem la parte 5. Parcă ar fi parte 5. Și atunci? Atunci. Ce facem? Să vedem câte camere. Să vedem câte camere avem noi. 65. Noi avem 71, da? Da. Și ce facem? Să vreau să nu. Din 71, scădem. O secundă. Din 71. Câte am dat eu? Nu. Scădem de 65. Deci din 71 scădem de 65. Și cât facem? Șase camere am pus, am dat eu. Am dat șase camere. Înseamnă că cele șase camere
Provin de la cele 8. De la 5, cât ți-ar mai trebui până la 8? 3. Pune-l în 3. Câte grupe de 3 poți să formeze 6? 2. Și acum câte vile? Câte vile cu 8 ai? 2 vile. Deci răspuns corect. Răspunsul este așa. 8 vile, nu, 2 vile. 2 vile cu 2 vile cu 8 camere. Și 11 vile, când total câte erau? 13. Da, 11 vile cu 11 vile cu cine? Cu 5 camere. 5 camere. Ce-a fost proba? Ce-a fost proba asta, dacă ne dă. Adică 2 euro cât face? 2 euro. Da? 16. Și plus? 11 ori 5, 55. 55. Foarte tare. 71. E perfect răspunsul. Deci, eu spun așa. Într-un cartier sunt vile cu 5 camere și cu 8 camere. Cele cu 5... Nu știu câte sunt cu 5. Nu știu câte sunt cu 8. Dar știu că toate camerele adunate sunt 71 adunate, da? Și tu ai zis așa. 71 e mai aproape de 65. Trai numărul minim de camere și numărul maxim. 71. Am scăzut din 71 pe 65 și am văzut 6 camere. Și atunci 6, ai văzut diferența între 5 și 8. Cât este diferența între 5 și 8? Între 5 și 8 e 3. Și la 5 ai pus 3 și ai făcut o vilă cu 8 și încă o vilă cu 8. Deci clar răspunsul corect, ești cu verificarea. Mirna, te rog să dai tu număr de carte. Acum îmi propui tu mie problema. Propune-mi problema. Într-un cartier, tot așa, sunt vile, sunt 13 vile. Da? Sunt 13 vile, cu 5 și 8 camere. Și dăm numărul de camere tu, alt număr de camere. Nu 71. Ce să văd ce număr am dat acum? 99. Este cuprins aici, nu? Între 104 și 65. Deci, mi-ai spus câte camere mi-ai dat? 99. Iar problema are rost. Că sunt cuprins aici. Și acum spune, ia problema în felul ăsta, când ți-am dat 99 de camere. Eu ce fac acum? Stau și mă gândesc. Mai 99, e mai aproape de 104. La 104 erau toate câte... Deci asta înseamnă că sunt mai multe de 8. Asta înseamnă că sunt mai multe de 8. Și din 99, nu, din 104, scădem de 99. 5. Și... Deci, 5 camere în plus. Hai, dar 5 în plus... Sunt 12 camere... 12 vile. 12 vile cu 8 camere și o singură vilă cu 5 camere. Nu. Că dacă iei 3, ca să faci unul cu 5. Și mai rămân 2 aici. Deci tu mi-ai dat bine. Trebuie ca la diferență să fii dat 6. Sau 9. Sau 12. Uite, dacă te dea 6, dacă tu erai aici 98 de camere, ia tu e 98. Deci nu cu 99, ci 98. Sau 100. Sau pui 100, dar la diferență de 4. 101 e bun. Ca la scădere să facă 3 și 100. Deci nu e cu par sau impar, ci este vorba de multipli de 3. Ia să vedem aici cât vine. 8 din 14. 6. Asta înseamnă că
În clipa asta, fiind 6, tu mi-ai propus mie să dau un 3 să-l dau deoparte, mai dau un tot 3 și astfel 2 de 3 dând deoparte, mi-au rămas bine cu 5, câte bine cu 5? 2. Și celălalt de spate sunt cu 11, sunt cu 8. Da? Toate celelalte sunt cu 8. Foarte tare. Deci atenție când dai numărul ăla, trebuie să se încadreze. Dacă îmi faci scăderea, trebuie să-ți dea 3, 6, 9. Adică exact diferența asta. Între 5 și 8 cât este? Între 5 și 8 este 3. Și diferența asta trebuie să o ai acolo. Deci nu la întâmplare dăm numerele, ci așa fel, ca la scădere, să dea un număr care se împarte exact la 3. Dacă ai înțeles, dăm un alt număr acum, nu 98, pentru că a făcut corectura, ci un alt număr, să vedem dacă se încadrează. O, chiar 104. Și când mi-a dat chiar 104, poate sunt 8. Terminat problema. Am lucrat foarte repede. Toate 13 sunt cu... Mă interesează. Hai, mă interesează. Cea mai rapid. Poți tu 4, dă un 3 înapoi și dai 101. Și la 101 înseamnă că una din vile ai făcut-o cu 5, că ai dat un 3. Și atunci vreau să răspund. Te-am prins. Înseamnă că ai o singură vilă cu 5 și toate cele 12 vile sunt cu 8. Mai dăm unul înapoi, ia să vedem la model. De la 101 dai înapoi încă 3. 98. 98 asta. Sunt două vile cu... 95. 95, sigur că da. Sau mai dai 3 înapoi. 92. 92. 89. 89? Te-ai prins de toată. Da. Deci din 3 în 3 dai înapoi. Deci dai din 3 în 3 pentru că sunt... Diferența așa de tine este de câte? De 3 tabere. Și de aceea tu vezi cu 3, 3. Deci nu toți copiii prind asta. Trebuie să spun că tu te duci la școală mâine. Când te duci la miercuri. Și spui așa. Am niște probleme tare de tot. Și dai așa discuția asta. Într-un cartier sunt 13 vile. Am zis eu 13, dar poți să modifici numărul de vile. Cu 5 și cu 8 capre. Și tu știi cât are numărul maxim de camere, numărul minim. Adică asta e un număr cuprins în 3. Și tu știi că se dai de la cel mai mare înapoi un 3, un 6, un 9 și faci foarte multe probleme. Să vezi tu câți dintre colegii tăi poți să facă. Puțin. Probleme de acest tip, pentru că false ipoteze și această problemă înțeles-o acum și că, da, îmi face acasă 5 probleme de acestea, modificând camerele. Cum ai zis, 101, 98, știi? Ca să meargă problema și tu le rezolvi. Le faci 5, le propui și le și rezolvi. De acord? La revedere, dragilor, pe curând!